pacea Domnului nostru Isus să fie lăsată peste noi și în această seară. Mă bucur să putem să ne reînnoim părtășia, să fim din nou împreună. Ne-am rugat, ne-am închinat lui Dumnezeu prin cântare și acum este bine, este potrivit să citim cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul pe care îl vom lectura se găsește în Cartea Eclesiastul, capitolul 12. Vom citi versetul 13 și 14. Să ascultăm cuvântul. Să ascultăm dar închierea tuturor învățăturilor. Temete de Dumnezeu și păzește poruncile lui, aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Amen. Aseară am început să cercetăm cuvântul Domnului cu privire la lumea de dincolo și am reținut că Dumnezeu în suveranitatea Lui a creat două lumi în creație. Creația este organizată în aceste două dimensiuni, lumea în care trăim acum și lumea de dincolo. Într-o seara aceasta vom continua uh, descoperind uh, Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la judecata de apoi. Vom vorbi după aceea despre învățătura cu privire la locul de o sândă, uh, iad, și în final învățătura cu privire la uh, locul de răsplată sau raiul lui Dumnezeu. Aseară am uh, uh, arătat că Dumnezeu a rânduit ca în viața fiecărui om, să existe aceste uh, repere. Fiecare om se naște, se bucură de viața trăită pe pământ, urmează apoi moartea trupului, după ce omul moare, moartea trupului, uh, se așează, se duce într-o stare de așteptare, așa numită stare intermediară între moarte și înviere, urmează apoi învierea judecata de apoi și starea veșnică, starea veșnică urmând ca fiecare suflet să o uh, aibă, să o petreacă uh, fie în împărăția lui Dumnezeu, fie în uh, o sândă veșnică, fie în răsplată, fie în o sândă. Nu vom uh, insista cu foarte multe detalii recapitulative, seara aceasta, în vedere că este în față Uh, multe pe care trebuie să le împărtășim și fie ca Dumnezeu să ne lumineze și în zicere și în primire, în înțelegere. Uh, vom vorbi, așa cum am spus, despre judecata de apoi. Uh, un prim lucru pe care aș dori să îl observăm este că judecata de apoi este o învățătură biblică. Adevărul cu privire la ziua judecății nu e un mit, nu e o legendă, nu e o uh, idee desprinsă din tradiție, ci reprezintă una dintre adevărurile de bază ale Sfintelor Scripturi. Despre judecata de apoi ni se vorbește în Vechiul Testament. Avem foarte multe texte în Vechiul Testament în care mi se spune despre o zi a judecății. Aș cita doar Psalmul uh, 1 cu versetul 5. Vântul spune că cei răi nu pot ține capul sus, în ziua judecății. Dumnezeu a rânduit o zi a judecății, o zi în care va face dreptate, va răsplăti pe fiecare după faptele pe care le-a săvârșit. Noul Testament continuă să adâncească învățătura cu privire la judecată prin propovăduirea Domnului nostru Isus, prin învățătura apostolilor, această temă a judecății de apoi este arătată pe larg. Între multele texte pe care le găsim în, te în Noul Testament, m-aș referi pentru moment la unul dintre ele, 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 10, unde spune așa, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va, făcu îl va fi făcut când trăia în trup. Uh, el îi impede că, după cuvântul Domnului, Dumnezeu a pregătit o zi. O zi în care va aduce în fața scaunului judecății sale orice ființă care a trăit vreodată, orice om, fiecare urmând să dea socoteală de trăirea lui, de faptele lui și să-și primească din partea lui Dumnezeu dreaptă răsplătire. Uh, depășind... Uh, această afirmație că judecata este învățătură de bază a Sfintelor Scripturii, aș dori să adâncim cuvântul și să observăm un adevăr foarte, foarte important. Și anume, judecata de apoi este inevitabilă. Judecata de apoi este inevitabilă. Este o certitudine. Judecata de apoi este un, un fapt pe care Dumnezeu l-a hotărât în suveranitatea sa, nimeni nu poate să se sustragă judecății divine, nimeni nu se bucură de, imunitate în fața judecății lui Dumnezeu, nimeni nu poate fugi de judecata lui Dumnezeu. În privința aceasta, cuvântul lui Dumnezeu este cât se poate de clar. Argumentele Scripturii, cel puțin trei dintre ele, aș dori să le subliniem. 2 Corinteni 5 cu 10, pasaj pe care l-am citat. Cuvântul Domnului spune așa, căci toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată al lui Hristos. În această afirmație, căci toți, se înțelege că este vorba de toți oamenii, Apostolul Pavel spune să ne înfățișăm, adică se cuprinde și pe sine în, această, în acest imperativ al înfățișării noastre în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Al doilea cuvânt este cel din Evrei, capitolul 9, versetul 27, unde Scriptura spune că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Judecata este o certitudine. În Eclesiastul, capitolul uh, 11, versetul 12 la 14, cuvântul Domnului spune să ascultăm dar învățătura tuturor învățăturilor, temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. În lumina acestor locuri din scriptură și altora pe care le găsim în Cuvântul lui Dumnezeu, afirmăm că judecata de apoi este o certitudine. Nimeni nu poate să evite judecata de apoi. Așa cum în această seară stăm aici împreună și suntem conștienți că ne găsim în adunare, că ne-am văzut cu cunoscuți de noștri, că ne-am rugat împreună, realizăm contextul în care ne găsim, locul în care ne găsim, la fel va veni o zi când vom realiza că ne găsim în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu, o zi în care efectiv vom da seamă de viața noastră. Nu există imunitate în fața judecății de apoi nu există nici o altă posibilitate decât să trecem prin fața judecătorului drept care ne va cerceta trecutul nostru și ne va răsplăti după faptele noastre. În al treilea rând, judecata de apoi se va face pe, pe baza voii lui Dumnezeu descoperită oamenilor. Întrebarea care se ridică aici este întrebarea pe ce bază va judeca Dumnezeu? Care va fi legea după care ne va judeca Dumnezeu. Scriptura ne arată că standardul pe baza căruia Dumnezeu ne va judeca este măsura de descoperire, de revelație pe care a dat-o fiecarei ființe umane. În măsura în care Dumnezeu s-a descoperit omului, judecata se va face ținând cont de această cunoștință, de această informație. Cuvântul Domnului, în privința aceasta, ne spune cel puțin două dovezi din scriptură, aș vrea să subliniez, ne spune că acel rob care a cunoscut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc ca să lucreze după voia stăpânului său, n-a lucrat după voia lui, va fi bătut, spune cuvântul, cu multe lovitori. Luca 12, 47 la 48 este acest cuvânt. Acel rob care a cunoscut voia stăpânului și n-a făcut ceea ce a cerut stăpânul, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și, și, a făcut lucru vrednice de lovituri, vă rog să observați, n-a știut, a făcut lucru vrednice de lovituri, nu ne spune că nu va fi bătut. Ignoranța nu te ajută să scapi în ziua judecății. Cuvântul ne spune, va fi bătut cu puține lovituri. Deci, judecata se va face în funcție de lumina pe care a avut-o fiecare. După principiul cui i s-a dat mult, i se va cere mult și cui i s-a încredințat mult, i se va cere mai mult. Iată principiul în cuvântul lui Dumnezeu foarte, foarte clar. În ziua judecății de apoi, Dumnezeu ne va evalua în funcție de cât ni s-a descoperit. De lumina pe care am avut-o, de cunoștința pe care am dobândit-o, de felul în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră, s-a descoperit în viața noastră, de măsura revelației sale în dreptul fiecăruia dintre noi. În Matei capitolul 11, versetul 20 la 24, Domnul Isus a vorbit aspru în dreptul unor cetăți, a unor orașe care au avut parte de descoperiri cu totul ieșite din comun și care, în ciuda acestor descoperiri, nu s-au întors la Dumnezeu. Isus a vorbit așa. Vai de tine, Horazine, a zis el. Vai de tine, Bețaido, două cetăți în care Domnul Isus a făcut multe minuni. Căci dacă ar fi fost făcute în tir și sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit în sac și cenușă. De aceea vă spun, scutați cuvântul, de aceea vă spun, a zis Iisus, că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și pentru Sidon decât pentru voi. Cuvântul ne spune că pentru Tir și Sidon nu, va fi, nu spune că va fi ușor. Deci faptul că nu știi, faptul că un om nu dorește să cunoască voia lui Dumnezeu, faptul că trăiește în ignoranță, nu înseamnă că în ziua judecății va fi ușor. Dar acela care a cunoscut voia lui Dumnezeu și n-a păzit voia lui Dumnezeu, pentru el va fi mai greu decât pentru acela care n-a cunoscut. Iisus a continuat zicând, și tu ca pernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până la locuința morților. Căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, iar ar fi rămas în picioare până în ziua de azi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. Ce cuvânt greu! Ținutul Sodomei a provocat mânia lui Dumnezeu și peste ea a venit o judecată aspră. Ne spune de asemenea în alte locuri în Noul Testament că oamenii aceștia sunt o pildă care arată cum Dumnezeu în dreptatea lui judecă și răsplătește după fapte. Ca Domnul în locul acesta să spună că pentru cetatea Capernaum, va fi mai greu în ziua judecății decât pentru Ținutul Sodomei. De ce? Pentru că oamenii din Ținutul Sodomei au trăit, trăind în păcate grave, în lucruri scandaloase, uh, ei n-au știut. N-au avut parte de revelația pe care Dumnezeu a descoperit-o prin Isus Hristos, Capernaumului, uh, cetății Horazin, cetății Betsaida și. În lumina acestor cuvinte mă gândesc, dacă așa stau lucrurile și așa stau, ce se va întâmpla cu noi? Ce va fi cu noi? Din pruncie, unii dintre noi cunoaștem scripturile. Am crescut într-o familie creștină, venim la adunare de atâta vreme, ne-am botezat în apă de atâta timp, cunoaștem scripturile, am ascultat atâtea predici a memorat versete din Scripturi, ne-a vorbit Dumnezeu în câte feluri, a venit în mijlocul nostru și și-a manifestat cu putere prezența prin darurile Duhului, ne-a răspuns rugăciunilor prin miracole. Într-un cuvânt am avut parte de revelații din partea lui Dumnezeu, de descoperiri de care nu multă lume are parte. Ce se va întâmpla cu noi în ziua judecății dacă nu vom onora pe Dumnezeu trăind în lumina descoperirii care ni s-a făcut. Va zice cineva, acum că am înțeles cum stau lucrurile, de aici încolo Biblia nu -a mai deschid. La adunare nu mai vin, nicio predică nu mai ascult, îmi pun dopuri în urechi să nu mai au nimic, pentru că mi-am dat seama că orice aud se va întoarce împotriva mea în ziua judecății de apoi. Dacă ai apucat să gândești în felul acesta, dăm voi să spun, că cunoști suficient de mult ca să ajungi în lumea de dincolo, dacă nu te pocăiești, talpa iadului. Mai jos să nici nu fie. Îți mai rămâne doar opțiunea să-ți predai cu totul viața lui Dumnezeu și să-L slujești pe Dumnezeu cu toată ființa ta ca să te bucuri de o răsplată mare în împărăția lui Dumnezeu. Oamenii care îl iubesc pe Dumnezeu nu zic, nu vreau să mai cunosc ca să n-am o sândă. Din potrivă, ei doresc să se apropie de Dumnezeu mai mult, să-l cunoască pe Dumnezeu mai mult, pentru că în felul acesta, onorându-l pe Domnul, să fie și binecuvântați în împărăția viitoare a lui Dumnezeu. Apoi, al patrulea lucru pe care doriți să-l subliniem cu privire la învățătura despre judecată, ține de vremea judecății de apoi. După cuvântul Domnului, judecata lui Dumnezeu comportă două dimensiuni distincte. Cercetând cuvântul, ați băgat și dumneavoastră de seamă că există două intervenții a lui Dumnezeu în justiția sa, în dreptatea sa. Există o judecată pe care Dumnezeu o face înainte ca omul să moară. O judecată pe care Dumnezeu o face aici, pe pământ. În această privință, Scriptura spune că păcatele unor oameni merg înainte la judecată, ale altora vin. Mai pe urmă. Avem multe indicii în cuvântul Domnului care ne arată că Dumnezeu pedepsește în viața unor oameni, fapte, întâmplări, înainte ca omul acela să fi trecut din viață. Asta este o dimensiune a judecății. Și în privința aceasta am putea să spunem, cum găsim și în epistola către evrei, că ferice de acela pe care Dumnezeu, din pricina iubirii pe care o poartă, îl pedepsește, îl lovește. Pe de altă parte, a doua dimensiune a judecății este judecata de apoi, judecata viitoare. Această dimensiune a judecății, judecata finală, se consumă și ea în momente distincte. Le putem identifica în cuvântul lui Dumnezeu. Există o judecată pe care Dumnezeu o face în dreptul fiecărui om în clipa morții sale. Deci, acolo se consumă o judecată. În momentul acela este luată decizia cu privire la unde își va petrece acel suflet veșnicia. Cuvântul ne spune în Ioan, capitolul 5, cu versetul 24, așa. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Deci, în dreptul celor credincioși, în clipa morții este trasă această linie și se hotărăște că acel suflet aparține Domnului Isus Hristos și el va fi condus, cum spuneam și aseară, în împărăția lui Dumnezeu. Va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci, acolo este, în clipa morții, se realizează această primă uh, dimensiune a judecății. A doua dimensiune a judecății ține de judecata care va avea loc uh, la răpirea bisericii. În acel moment, Cuvântul Domnului ne spune că uh, cei morți în Hristos vor învia, iar cei rămași în viață vor fi schimbați la o clipeală de ochi, cei mântuiți, și împreună vor fi uniți într-un singur grup și vor fi luați la Domnul în slavă. Uh, privitor la judecata aceasta a Bisericii, ea se va face, după cum găsim în 1 Corinteni 3, de la 10 la 15, în scopul răsplătirii fiecăruia. Domnul Domnului spune că lucrarea fiecăruia va fi trecută prin foc. Dacă va rezista în foc, omul acela își, va, pierd, își va, va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui se va nimici în foc, își va pierde răsplata. Fiecare, zice cuvântul, zidește pe temelia care este Hristos, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie. Este lucrarea pe care o face un om credincios pentru Dumnezeu. Mântuirea este prin Isus Hristos, prin jertfa Domnului Isus. Nu e prin fapte ca să nu se laude nimeni. E primită prin credința în jertfa lui Isus Hristos, prin har. Dar răsplata este pe fapt. Răsplata e după merit. Și aici cuvântul Domnului spune că dacă se va întâmpla ca lucrarea făcută de un credincios să nu reziste la proba focului, cât despre sufletul acela, spune cuvântul, își va pierde răsplata și va fi mântuit, cum scrie, ca prin foc. Deci, nu judecata aceasta de la răpirea bisericii nu are ca obiectiv să răspundă la întrebarea dacă va fi mântuit sau nu. Pentru că acest lucru s-a decis când omul și-a pus viața mâna lui Dumnezeu și a crezut în Isus Hristos. Acum se pune problema în ce măsură va fi răsplătit. Ce statut va avea în împărăția lui Dumnezeu. E foarte important și acest moment al judecății divine. Sigur, sunt multe detalii cu privire la această dimensiune a judecății divine, asupra cărora nu o să putem zăbovi în această seară. Un lucru însă este foarte, foarte important de subliniat. Judecata bisericii nu are ca obiectiv să răspundă la întrebarea dacă va fi mântuită sau nu biserica, ci să răspundă la întrebarea ce răsplată va avea fiecare mădular, fiecare credincios din biserică. Da. Și e important să slujim lui Dumnezeu ca să ne bucurăm de o consistentă răsplătire. Am auzit pe unii zicând, ah, păi, pe bine, frate, nu mă interesează, numai să ajung în rai. Dacă ar fi să se închide ușa în spatele meu, eu sunt mulțumit. Ultimul să fiu în rai și sunt mulțumit. Nu întrebă mai mult. Și Am zis unei asemenea ființe odată, ascultă-mă cu gândirea pe care o ai și cu râvna pe care o ai și cu sacrificiul de care dai dovadă, s-ar putea să ai surpriza să ți se închide ușa raiului în nas, nu în spate. Se găsești pe partea nepotrivită a ușii. Nu așa se gândește. Cine îl iubește pe Dumnezeu, cine îl cunoaște pe Isus Hristos, se silește cu toată ființa lui să slujească lui Dumnezeu cât de bine se poate. Și în prevința aceasta, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Apoi, există așa numita judecată care va avea loc la sfârșitul din cazul lui cel mare. E sigur că aici e loc de multă vorbă și nu ne place multă vorbă, așa că trecem repede peste partea aceasta. Și judecata finală judecata din ziua de apoi. Așa doar cu titlul de reprezentare grafică am făcut acest desen. Sper să poată ajuta la ceva. Vorba unui prieten măcar să mișcă maierul. Fiți vă rog un pic un pic atenți încerc să identific treură cu dumneavoastră pe acest desen câteva repere. Această reprezentare grafică a planului lui Dumnezeu cu privire la lume se potrivește și celor care susțin că biserica este răpită înainte de necazul cel mare sau după necazul cel mare. Asta este o discuție în care nu cred că trebuie să intrăm, am o opinie în privința aceasta, pot să vă o spun, însă important este așa, aici remarcăm jerfa Domnului Isus, momentul crucificării sale, apoi este înălțarea la cer a Domnului Isus, apoi este coborârea Duhului Sfânt și această perioadă pe care o vedem acolo o numim vremea neamurilor sau vremea bisericii. În perioada aceasta, Evanghelia se propovăduiește neamurilor. Perioada aceasta se va încheia cu răpirea bisericii. Răpirea bisericii. Asta în viziunea înțelegerii că biserica este răpită înainte de necazul cel mare. În ce mă privește, 98% cred așa. 2% îmi păstrez modestia și rezerva, că ar putea fi altfel. Știu eu cele două locuri din scriptură care mă face să am rezerva aceasta de 2%. Dar cei 98% mă lasă să dor liniștit pe subiectul acesta. Acum, între noi fie vorba. Pentru învățătura că biserica e răpită înainte de necazul cel mare. Sau că e răpită după necazul cel mare. Sau la mijlocul necazului cel mare, îngăduiți-mi să spun, fără să minimalizez importanța escatologiei. Eu nu, nu mi-aș da viața. Adică, eu nu m-aș face martir ca să susțin ideea asta. Că să spune cineva, dacă uh, nu zici așa, îți tai capul. Sau dacă zici așa, scapi. Foarte bine. Pot să-mi schimb părerea aici. Da? Dar dacă spune, renunță la ideea că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Schimbă mărturisirea, Isus a murit pentru păcatele noastre. Renunță la Isus Hristos ca Domn și Mântuitor. Neagă învierea lui Isus. Nu, nu. O să mă omori, dar asta nu. Asta nu. Eu ce constat este că oamenii se ceartă pe subiecte pe care ar trebui să fie prieteni și pe alea în care ar trebui să fie tari pe picioare, se compromit. Nu-i bine să facem așa. Dar să ne întoarcem. Deci, în ordinea în care am zis despre judecăți, o primă judecată este când moare fiecare credincios. Apoi are loc răpirea bisericii, biserica este dusă la Domnul în slavă și acolo e înfățișată în fața scaunului de judecată al lui Hristos pentru a fi răsplătită. După ce Domnul se întoarce, înaintea. În începerii împărăției de o mie de ani, cuvântul Domnului spune că prorocul mincinos, diavolul a fost prins, a fost legat, aruncat în iazul de foc și cu pucioasă. Mi se spune de asemenea că a avut loc acolo o judecată și că la judecata aceasta s-a hotărât cine va moșteni împărăția de o mie de ani. Și la sfârșit, după ce diavolul va fi din nou dezlegat, va fi a doua înviere și judecata finală. Deci, din perspectiva învățăturii cu privire la judecată, am ales doar să facem această mențiune. Din altă perspectivă, stimați frați, cu privire la venirea Domnului, Cuvântul lui Dumnezeu spune că noi trebuie să fim gata. Și apoi, când vine, fiți siguri că face cum e în inima lui să facă, nu cum ne sunt nouă teoriile. Așa face, după cum este în planul lui și în înțelepciunea lui. Important pentru noi este să fim gata. Dumnezeu să ne ajute. V-aș îndemna să aveți rezervă și să nu vă lăsați târâți în tot felul de speculații, în tot felul de discuții, să vă radicalizați pe tot felul de poziții cu privire la învățături legate de venirea Domnului, de una, de alta, de alta. E bine să le cunoaștem pe toate, e bine să le cântărim argumentele, e bine să avem o opinie, o învățătură, o direcție pe care mergem, dar în același timp să ne păstrăm flexibilitatea, decența, să socotim frați în credință și pe cei care cred ușor diferit în acest domeniu, nu în altele, în acest domeniu. Cel puțin asta este opinia mea. Dacă stimați frați învățători, păstori în biserica dumneavoastră, înțeleg altfel, sigur pot să vă spună acest lucru și rămâne ce zic ei. Așa. Deși eu îi cunosc bine. Uh. Uh. Să mergem mai departe. Uh. Acum spre certitudini. Aici a fost loc de un pic de uh, diversitate în opinie. Certitudini acum. Asta nu se negocează. Ce urmează nu se negocează. Asta nu sunt Aici este cuvântul lui Dumnezeu explicat negru pe alb. Ce va judeca Dumnezeu în ziua judecății? Iată o întrebare foarte, foarte uh, complexă și importantă. Ce va judeca Dumnezeu în ziua judecății? Scriptura ne spune că Dumnezeu va judeca toate faptele făcute, bune sau rele. Tot ceea ce omul a făcut în viața lui de pe pământ, Dumnezeu va judeca. Este scris în Biblie că la Dumnezeu în cer este o carte și în cartea aceea sunt consemnate faptele pe care le fac oamenii. În Apocalipsa 20 cu 12 scrie așa, Morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Trebuie să notăm că tot ceea ce facem noi rămâne scris în Cartea lui Dumnezeu și în ziua judecății vom da seama că și binele și răul va sta în fața judecății lui Dumnezeu. Eclesiastul 12 cu 3 cu 14 spune așa, judecat, Dumnezeu va duce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Și Dumnezeu va judeca și binele și răul, și faptele bune și faptele rele. Și acum îngăduiți-mi, vă rog, o uh, mică precizare, o observație. Stimați frații, în umblarea noastră de zi cu zi, oameni botezați în apă. Mă adresez celor care sunt botezați în apă. Facem fapte bune, ne silim. Din cauza slăbiciunilor noastre putem să cădem și în greșeli și să facem păcate. Cum scăpăm de păcate? Este o întrebare. Și cum reușim să învrednicim înaintea lui Dumnezeu binele pe care l-am făcut ca să fie răsplătit de Dumnezeu? Pentru că citim din Scriptură că nu orice bine va fi răsplătit de Dumnezeu. Un bine făcut poate să fie lemn fântrestie. La judecată să dispară. Deci, cum? Eu mă gândesc că la mijloc este jerfa lui Isus Hristos. Prin jerfa lui Isus Hristos scăpăm de păcatele pe care le-am făcut, suntem justificați prin jertfa lui Isus Hristos, căpătăm înaintea lui Dumnezeu calificativă de nevinovați înaintea lui Dumnezeu din cauza jertfei Domnului Isus. Pe asta trebuie să ne bazăm. Nu pentru că m-am mărturisit, nu pentru că m-am am postit, nu pentru că m-am silit să mă îndrept, nu, ci din cauza jertfei Domnului Iisus. Și cel care a fost îndreptat, care a fost iertat, desigur că nu trăiește în păcat. El se schimbă, dovadă că Dumnezeu l-a iertat este că nu mai păcătuiește. Este foarte important acest lucru. Pe de altă parte, în măsura în care avem nevoie de jertfa lui Isus ca să scăpăm de păcatele noastre, înțeleg că avem nevoie de jertfa Domnului Isus și ca să rămână vredic de răsplată binele pe care le facem. Îl facem. De aceea în cuvântul Domnului spune că trebuie făcute în numele Domnului Isus adică trebuie adus la crucea Domnului Isus, validat de crucea Domnului Isus, trecut prin efectele jertfei Domnului Isus, acoperit și binele acela de jertfa Domnului Isus ca să fie validat și veni de răsplată, făcut în numele lui Isus. Dacă e făcut în numele tău pentru slava ta, pentru interesele tale, îi fân lem și treste, câte e de mare jertfa. Sacrificiu dacă e făcut din dragoste de Dumnezeu și este adus cu smerenie la crucea lui Isus ca să fie justificat binele acela. Da? Eu așa am înțeles că trebuie să ne unim cu Domnul Isus și în a scăpa de rău, de păcat, dar și în a rămâne în zona binelui vrednici de răsplată. Doar prin jertfa lui Isus Hristos. Amin. Deci, la judecată trec toate faptele pe care le facem. Apoi, la judecată, ne spune Scriptura, fiecare cuvânt pe care îl vom fi rostit va fi evaluat de Dumnezeu. Matei 12, 36. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Cuvântul acesta sperie. Oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Și câte nu ne vorbește gura într-o zi, dar într-o viață. În ziua judecății de apoi, gândurile ascunse ale oamenilor vor fi, de asemenea, vor fi judecate. Cuvântul Domnului, în 1 Corinteni 4 cu 5 spune așa. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, Până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Dumnezeu, că răsplata de la Dumnezeu. Dumnezeu va judeca lumea gândurilor noastre, a motivațiilor noastre, a intențiilor, a atitudinilor pe care le-am avut, a trăirilor din lumea minții noastre. E bine de cunoscut și acest lucru. Prin urmare, în ziua judecății de apoi vor fi aduse faptele, cuvintele și gândurile. Toate vor fi înfățișate înaintea lui Dumnezeu. Mai departe, cum va fi judecata de apoi? Ce putem spune pe baza cuvântului lui Dumnezeu despre acest, pe marginea acestei întrebări? În primul rând, judecata va fi universală. Asta înseamnă că toți oamenii, din toate locurile, din toate timpurile, vor fi adunați împreună în același loc, în fața judecății lui Dumnezeu. La această întâlnire vor participa îngerii, toate făpturile făcute de Dumnezeu și toți cei drepți, ființii, care vor judeca lumea, spune cuvântul va fi o adunare care va reuni toate făpturile, oameni și îngeri. Dumnezeu în toată slava sa, demoni care vor fi judecați și ei și pedepsiți de Dumnezeu. Oameni credincioși și oameni necredincioși. Cu alte cuvinte, adunarea aceasta va fi o adunare universală, o mare adunare generală a întregii creații. Cuvântul spune așa, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre. Apoi Daniel în capitolul 7 cu 9 la 10 spune așa, am uitat la aceste lucruri până când s-au așezat niște scaune de domnie și un îmbătrânit de zile a așezut jos Haina lui era albă ca zăpada și părul capului lui era ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc și roțile ca un foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea lui. Auziți, mii de mii de slujitori îi slujau și de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Asta este imaginea. O adunare universală, o punere împreună a tot ce a trăit și în fața lui Dumnezeu aduci cu toții în vederea judecății. Judecata, în al doilea rând, va fi publică. Judecata nu se va face cu ușile închise. Să nu ne închipuim că din mulțimea aceea mare ne va lua pe rând într-o încăpere și izolat și cu discreție ne va spune ce merităm și o să ne scoată pe altă ușă. Nu. Din cuvântul lui Dumnezeu înțelegem că judecata va fi publică. Fiecare va fi judecat în fața tuturor. Și purtarea fiecăruia va fi expusă în fața întregii creații. A îngerilor, a sfinților, a lumii întregi. De aici statutul de rușine și o cară veșnică sau statutul de cinste și răsplătire veșnică. Cuvântul Domnului în privința aceasta, Luca 12, de la 2 la 3, spune așa. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea. Orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină și orice ați grăit la ureche în odăiță va fi vestit de pe acoperișul caselor. Când se va întâmpla asta? Textul acestui pasaj ne arată că Domnul Iisus a vorbit despre judecata de apoi. Ceea ce faci în ascuns, ceea ce ai ținut tăinuit, secretul tău, păstrat bine, ținut bine, care sub stăpânirea ta fiind îți acordă statutul de om onorabil societate, ține minte, în ziua aceea de apoi a judecății va fi dat în vilea. Va fi dat în bileag. Cred cu toată tăria că pentru cel care se pocăiește, se întoarce la Dumnezeu, se mărturisește de păcatul făcut, Dumnezeu intervine în viața lui înainte de ziua judecății. Și prin sângele lui Isus Hristos desfințează păcatul acela, curăță viața aceea. Și în ziua Domnului, în ziua judecății, în dreptul celor credincioși, nu vor fi trâmbițate păcatele pe care le-au făcut, ci va fi înălțată jertfa lui Isus, prin care am fost iertați și răscumpărați. Păcatele celor credincioși nu vor fi trâmbițate în ziua judecății. Isus Hristos se pune între ele și noi și ne dă iertarea în schimb, binele pe care l-am făcut în numele lui Isus va fi trâmbițat. Așa că avem toate motivele, crezând adevărul lui Dumnezeu, să ne pocăim la vreme. Să ne pocăim la vreme. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Judecata va fi potrivit faptelor. Despre aceasta am spus suficient de mult ca să nu mai fie nevoie să insistăm. La judecată, oamenii vor fi acuzați de cei sfinți. Iată un detaliu care poate fi ușor neglijat de un cititor grăbit. Cei sfinți, cei mântuiți, biserica slăvită, va fi alături de Hristos scaun de judecată. Este ce spunea Apostolul Pavel: Nu știți că voi veți judeca îngeri, adică pe demoni? Nu știți că voi veți judeca lumea, adică pe cei necredincioși? Biserica va fi alături de Hristos pe scaunul de judecată. La judecată, oamenii vor fi acuzați de cei sfinți. Dar nu mai e ei. Referitor la partea aceasta cu cei sfinți, cuvântul Domnului Matei 12, 41-42 spune așa. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta, auziți, în ziua judecății, și ce vor face? Îl vor osândi. E biblic când am spus că la judecată vom fi acuzați de cei care s-au pocăit și noi nu i-am pocăit? Da. Isus a zis că bărbații din Inive se vor ridica alături de acest neam, acea generație, în ziua judecății și îl vor osândi și pe ce temei? Pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată că aici, între voi, este unul mai mare decât Iona. Și voi nu v-ați pocăit, a zis Isus. Apoi, împărăteasa de la miază zi se va scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl va osândi. Pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Și nu-l băgați în seamă, îl bat și îl faceți în alianță cu Belzebub, domnul dracilor, în loc să ascultați înțelepciunea. Deci, cuvântul acesta ne arată că în ziua judecății de apoi, Dumnezeu va ridica împotriva noastră dovezi din partea unor oameni care au avut lumină mai puțină, cunoștință mai puțină decât noi, har mai puțin decât noi, împrejurări mai dificile decât ale noastre, condiții ostile și cu toate acestea i-au slujit pe Dumnezeu. Și noi care ne-am bucurat de loc larg, nu ne-am pocăit. Ce ne vom face? Dumnezeu o să aibă milă de noi. Amin. Apoi, judecata va fi dreaptă și fără părtinire. Dreaptă și fără părtinire privința aceasta, cuvântul spune 1 pentru 1 cu 17 și dacă chemați de tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, portați vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Judecata va fi irevocabilă și definitivă. E foarte, foarte sugestiv cuvântul cu privire la judecată irevocabilă și definitivă. Domnul a spus le voi zice celor de la stânga: Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Cu alte cuvinte, după judecată, nu mai există posibilitatea de a face recurs. Judecata este irevocabilă, este definitivă. După judecată nu mai urmează nimic, nu mai este nicio nădejde. Nu mai există nicio posibilitate de schimbare oamenii se așteaptă, se gândesc că poate o fi, poate s-a întâmplat ceva. Au înființat prin teologiile lor tradiționale, populare, tot felul de locuri care se ofere oamenilor speranțe. Purgatoriu, vămi, milostenii, rugăciuni, astea sunt bancuri. Cuvântul lui Dumnezeu este cât se poate de clar. Cine a murit în Hristos, nimeni în vecii vecilor nu-l va destitui din poziția de om mântuit. Iar cine a murit fără Hristos, a călcat în picioare jertfa al Domnului Iisus și n-a urmat voia Domnului Iisus, pentru el nu mai există nicio cale de scăpare. Nicio cale de scăpare. Plata păcatului este moarte. Judecata este convingătoare și deopotrivă înfricoșătoare. În epistola lui Iuda, versetul 14 la 15, cuvântul Domnului spune așa. Iată că a venit Domnul cu zecile, mii de, zecile de mii de sfinți ai săi ca să facă o judecată împotriva tuturor, și aici este un detaliu, și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit. Și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Iată ce va face la judecată. Îi va convinge cu privire la faptul că sunt păcătoși. Îi va încredința. Ce, ce înseamnă asta? Să încredințeze pe toți cei nelegiuiți. Adică să-i convingă. Să le pună faptele așa de clar în față. Să le pună în lumina legii lui Dumnezeu lor care au zis curvia nu-i păcat, păi dacă iubești cum să fie păcat? Lor care și-au lăsat nevestele pentru alte neveste și au găsit justificări în inima lor că ce fac e bine și corect. Pe aceia care au zis recăsătoria, nicio problemă. ne o da voie păstorul, ne o da voie biserica. Cu păstor cu tot la judecată. Cu biserică cu tot subosând. Da, nu, excepții, circumstanțe. Astea sunt revelat în cuvântul lui Dumnezeu și fiecare judecat în lumina pe care Dumnezeu a revelat un cuvânt. Dar eu de atât ori am văzut oameni care au luat legea lui Dumnezeu în mâinile lor și și-au apărat cu legea lui Dumnezeu păcatele lor. Ajunge, n-ajunge că o trăit în păcate, cum mai și schimba legea lui Dumnezeu. Nu le au fost suficient că s-au terfelit în mizerii, dar au zis că e și corect ce fac. Și toată viața lor nu s-au pocăit. Oameni care au ajuns în asemenea situații. Putem regăsi asemenea ființe și prin biserici. De lumea aceasta în care trăim, nu mai vorbim. Uitați-vă ce se întâmplă în societate. Ce se întâmplă cu această generație care are părinți și bunici creștini. Au numit rău bine. Această ideologie, transgender, doi bărbați pot căsători. Că Nu-i păcat homosexualitatea. Păi, în ziua de apoi a judecății, în lumina acestui cuvânt, Dumnezeu va lua pe toți acești nelegiuiți care au schimbat adevărul minciună, care au călcat în picioare adevărul lui Dumnezeu, care au numit rău bine și binele rău, îi va pune în fața dreptății lui Dumnezeu și o să-i convingă atunci cum stau lucrurile. Și vor zice, nebuni am fost! Asta se va întâmpla, judecată, convingătoare și irrevocabilă. Care este finalitatea judecății? Uh, cu privire la această parte uh, de sfârșit a acestei uh, prime lecțiuni biblice din seara aceasta, finalitatea constă în faptul că cei mântuiți vor fi în Raiul lui Dumnezeu, unde vor fi răsplătiți de Domnul, și cei necredincioși vor fi alungați în iad, unde vor fi pedepsiți pentru totdeauna. Acesta este cuvântul Domnului cu privire la aceasta. Și acum o succintă concluzie. 1. Judecata de apoi este o învățătură biblică fundamentală. 2. Judecata de apoi este inevitabilă. 3. La judecata viitoare, Domnul va ține cont de măsura de revelație divină de care a avut parte fiecare. 3. sau oh, se inversează. 4. Există o judecată a lui Dumnezeu în viața de acum și una în ziua de apoi. Fiecare om va fi judecat, dar fiecare la rândul cetei lui. Judecătorul cel drept va fi Domnul Isus, care va fi asistat în ziua judecății de cei sfinți. Judecata se va face pe baza faptelor făcute în viața de pe pământ. Judecata va fi universală, publică, sigură, întemeiată pe adevăr, dreaptă, fără părtinire, irevocabilă, convingătoare și înfricoșătoare. Finalitatea deja. Am mărturisit-o. Și cu aceasta să luăm un prim moment de răgaz care se va consuma după cum vor socoti de cuvință stimații frații.